Tot sunt direct la DigiSport Special. Domnul Gigi Becali a vrut să intervină. Bună seara, domnul Becali. Bună seara. Dar vă rog frumos, haideți să nu o luăm, nu știu, cu credința, cu războiul, cu... Da? Discutăm nu, de fotbal? Nu, am intrat ca să vă luminez cu niște lucruri ce privește statul și implicarea statului. Vă rog. În primul rând, statul, până a ne ajuta... Da. Măcar să nu ne încurce, nu? Poftim? Deci Burleanu spunea, domnule, să plătească, adică să implice statul, adică să ajute statul cu bani, da? Prima dată eu spun, prima dată să facem primul pas. Să nu ne ia banii. Pentru că la ora asta eu plătesc 2 milioane de euro la stat impozite. E normal asta, domnule, care să plătim impozite. Bă, valoarea lor poate e de discutat, dar impozite e normal să plătim. Păi atunci nu putem să cerem să ne ajute. Păi ce să ne ajute? Păi noi plătim impozite și statul direcționează banii în diverse lucruri, da? Bun. E bine. Până aici. Și atunci de ce să ne mai dea niște bani în plus? Păi să dea niște bani pentru niște lucruri ca să crească niște lucruri de care are nevoie societatea asta. Adică să-i dăm un chilot la jucătorul copilul care vrea să joace fotbal. Spuneți dumneavoastră că statul, adică societatea are nevoie de fotbal. Dacă are nevoie de fotbal, da, atunci lasă pe ăla care vrea să facă și nu-i mai lași tu bani. În primul, bun, să zicem că e normal, ia impozite, bun. Acum vin și spun așa, trebuie să faceți diferență între echipele de primării, unde acolo sunt în banii Consiliului Local, adică comunitatea, voluntari, da, e de acord prin consilieri la vot, din banii de comunității, din poste comunității, să susțină o echipă. Aici este vorba de banii statului, bugetul statului, la care eu vin cu 2 milioane anual și din banii ăia, parte procentual, trebuie să vină la CSA ca să se bată tocmai cu mine. Vă dați seama ce anomalie? Da, domnule, că nu ne-a luminat încă, știm asta și am mai exprimat-o, să știți. Nu, e o diferență între a fi echipa ministerului și echipa primăriei. Dumneavoastră, păi diferență între primărie și CSA. Sunt de acord. Bun, dar nu vă spuneam dumneavoastră, că dumneavoastră am văzut altă chestiune. Păi, dar care țară în Europa mai are echipă de departament de stat? Care? Una, ca, spuneți-mi una. Nu pot să vă spun. Păi nu are niciuna, vă spun. E o întrebare la care nu răspunde nimeni. Deci vă spun eu, nu există în Europa țară care să aibă echipă, un minister să aibă echipă de fost. Nu există. Nu o să fim primii noi, că este mai deștept noi. Eu am propus ca și celelalte ministere să-și facă echipă, să ucidem Superliga și să avem campionat de ministere. Ce, n-ar fi interesant? Da. Ar fi foarte interesant așa. Da. Nu? Eu asta am vrut să vă spun, adică ce privește, adică, că am văzut că domnul Paraschivescu tot timpul el ia în discuție echipele de la primărie. Păi nu, dar primăriile așa stabilesc comunitățile, din banii comunității. Aici nu sunt în banii comunității, aici sunt în banii de la buget. Primăriile nu primăiesc la buget. E diferență. Marius, primăriile... Pe primăriile nu primesc bani de la bugetul de stat când se face împărțeala și sunt primarii nemulțumiți ăia de la PNL sau de la USR, da, că PSD-ul ia mai mult decât atunci ce? Dar ce din banii ăia la fotbal? Păi nu, îi dă banii comunității și după aia cu banii de la bugetul de stat se acoperă celelalte găuri. Ce e așa greu să înțelegi? Banii de la bugetul de stat sunt dați bani pentru investiții, nu ca să dea la fotbal. Păi exact. Și ei dau de la bugetul local la fotbal și cu ăla fac investiții ce au nevoie în comună, în oraș. Dacă așa a stabilit comunitatea, din banii care comunitatea la primării, tu, a stabilit că au nevoie de o țipa ta, așa a stabilit comunitatea. Eu ți-am dat un exemplu. Faceți și voi un referendum
Și vedeți dacă este de acord tot poporul român ca din banii de la buget, așa cum a stabilit Consiliul Local că o să aibă echipă, stabiliți și voi la nivel de... Dar eu vă spun o chestie. Nu stabilim noi, stabilește altcineva. Nu, păi nu, că stabilește, dar eu știu cum stabilește. Noi vorbim aiurea acum. E, când nu-ți convine ție, nu se stabilește bine. Acum, când se stabilește pe cum vrei tu, că îți convine ție, e bine. Nu. A? Dar cum îmi convine mie? Îmi convine că am dat 40 de milioane și că am furat? Cum îmi convine? Nu că ai furat, eu n-am zis, Doamne ferește, eu n-am zis că furi. Nu, ai zis, domnul Moraru, hai să vă spun un lucru. Vă rog. Noi acum vorbim mai urmă, de ce? Pentru că aia lege niciodată în viața vieților lor, nu o să se voteze. Domnul Becali, câte am mai văzut, orice e posibil. Iute, voi ați văzut multe. Dumneavoastră sunteți subiectiv, trebuie să recunoaștem asta, că sunteți într-o dispută. Păi nu, sunt subiectiv, dar să spun ceva, dar nu mă deranjează dacă promovează ei. Că nu mă interesează, eu chiar vreau să promoveze, să le dau câte 15-0. Păi de ce? Că la un moment dat bugetul Stelei s-ar putea să fie mai mare decât al FCSB-ului sau cât vă puteți dumneavoastră permite. S-ar putea să poată să aducă jucători mai buni decât puteți dumneavoastră. Păi o să-i fure. O să vedem anchete de nea după aia. Nu e vorba de furat, e vorba de transferat. Păi, dar nu, și poate vă bate ei cu 5-0. Păi nu, că după aia când transferă un jucător cu 3 milioane, 500 de mii ia antrenorul care propune, președintele 100 de mii care vrea și care se vrea. Îl forțează pe el să mai bage mâna în buzunar. Să-și facă echipă mai puternică. Dar nu-i problema de asta. Dar nu, domnul Moraru, nu vreau că nu am intrat ca să mă cert cu el, cu cutare cu domnul Lăcătuș. Că n-am treabă, că nu am intrat cu el. Am intrat ca să vă spun dumneavoastră niște lucruri. Dar pe mine nu mă interesează că n-am, dacă vreți răspund. Să știți că n-am nicio treabă, i-a spus și lumeme. Păi că n-am nicio treabă că promovează. Nici nu mă interesează. Mai bine că scap de peluza sud. Eu să scap de peluza sud. Păi n-ați scăpat deja? Ce să mai scăpați? Păi eu vreau să existe echipa asta, să scap de peluza sud. Pe cuvânt. Păi și dacă n-ar mai exista ce, ați mai avea vreo treabă cu peluza sud? Păi eu vreau să... Păi da, hai! Ai treabă. Vreau să existe ca să aibă ei acolo. Primul, al doilea rând, ce mă deranjează pe mine? La ce mă deranjează pe mine dacă promovează CSEA-ul? La ce mă deranjează? Păi și atunci de ce vă opuneți? Doar așa ca principiu că e echipă a statului și că dumneavoastră plătiți impozite ca să vă bată după aia echipa? Nu sunt ipocrit. Nu de asta. Doar spun cum este. Pentru că așa este situația. Dar nu că mă deranjează. Eu spun lucrurile cum sunt, cum e dreptatea și cum e ce s-a întâmplat, adevărul care a fost până acum. De ce credeți că Vasile Dâncu nu a dat nu a promovat acest proiect legislativ cât era ministru? Dar nu știu, eu ce știu, că nu o să fie votată niciodată în viața lor, atât. Alaltă nu știu ce s-a întâmplat cu ea până acum. Acum am auzit de la voi, dar știu că niciodată nu o să fie promovat. Și votat. Bun, mulțumesc mult. O întrebare totuși de meciul cu Rapid. Cum vi se pare Rapidul în acest moment, după o serie fără victorie și, mă rog, un meci atât de important cât un sezon pentru Rapidul totuși, că au 100 de ani fără trofeu. Domnul Radu, eu nu știu despre Rapid, treaba lor, nu vreau să vorbesc despre eu, spun așa, despre echipa mea. Vă rog, foarte dacă bine. Dacă vrea să câștige campionatul, nu are voie niciodată să încurce de Rapid. Din punct de vedere valoric, la ora asta zic. Nu are cum să se încurce. L-a încurcat, vă referiți și la un egal, nu? Păi l-a încurcat, mă refer și la un egal, normal, că un egal tot încurcat, tot un eșec. Noi trebuie să câștigăm 5 meciuri la rând ca să fim campion. Și atunci trebuie să le câștigăm. Cum ați apreciat șansele la titlu în momentul ăsta? Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor. De turul întâi. Preliminar. Bun, mulțumesc mult, domnul Becali. Să vă ajute, sănătate. Numai bine. Da. De play-off. Mă rog, de turul și până de play-off. Cred că ai 3 tururi până la play-off. Da. Anul ăsta... Sunt 3 pași. Campionul României. Da, campioana României anul ăsta... Știu. N-a trecut de primul tur. Da. Din Champions League. Așa că... Să ne tot pregătim. Când a ieșit pe piață vorba asta celebră... Să intra direct. Aproape. Să intra direct. Da, nu, s-a intrat direct.
Lăsați-mi să pregătim de Champions League. Păi da, dar cred că Borcea a zis-o. Păi Borcea a zis. Păi și n-a intrat direct. Că cred că el a luat titlul atunci și a fost aia cu finala Manchester United cu nu știu cine și a trebuit să joace Dinamo, tur preliminar cu Lazio, parcă. Tur preliminar, play-off. În fine, nu, poate mai încurc eu amintirile. Apropo de amintiri, că o să rupem puțin.